Un bărbat din Timișoara a fost arestat după ce a păcălit mai mulți vârstnici. Acesta le promitea că le face cumpărăturile sau că le plătește facturile, iar mai apoi dispărea cu banii. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru înșelăciune în formă continuată. Andreea Borboros, colega mea, este alături de mine cu mai multe informații. Andreea, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Scrocul în vârstă de 38 de ani a ajuns pe mâna oamenilor legii, asta după ce, potrivit anchetatorilor, vreme de 9 luni, mai exact din perioada februarie 2023-noiembrie 2023, individul ar fi racolat de pe stradă mai multe persoane în vârstă, atât din Timișoara, cât și din orașul Deta, cărora le promitea că o să îi ajute în cazul în care aceștia au nevoie. Mai exact, individul s-a oferit să le plătească facturile, să facă diferite comisioane pentru aceștia, însă în realitate banii pe care îi primea de la oamenii în vârstă ajungeau în propriul buzunar. Oamenii au depus plângeri la poliție, însă a fost destul de grea identificarea individului, asta pentru că de fiecare dată, pentru fiecare victimă în parte, individul oferea alt nume. Cert este faptul că acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi dus în fața magistraților judecătoriei Timișoara, cei care au dispus arestarea pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Îți mulțumesc, Andrei.